Vă invităm să ocupați locurile. Unul dintre cele mai tulburătoare texte din Scriptură, care se adresează celor care cred în Dumnezeu, este capitolul 33 din cartea Ezechiel. Este un text tulburător. Pentru că aici Dumnezeu, care spune nu doresc moartea păcătosului, ne explică responsabilitatea noastră față de cei din jurul nostru și modul în care Dumnezeu ne va cere socoteală de ceea ce am făcut noi. Dumnezeu nu glumește. Dumnezeu nu se joacă cu vorbele. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și Biblia spune că mai degrabă vor trece cerurile și pământul decât să rămână neîmplinită o iotă din cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne spune Dumnezeu este următorul lucru în rezumat și apoi vom încerca să dezvoltăm această învățătură. Cuvântul spune că dacă eu sau tu vedem un om păcătos, neîmpăcat cu Dumnezeu, îl vedem în drumul lui sau în drumul ei spre iad, și nu îi spunem să se întoarcă de la calea aceea, omul acela va ajunge în iad, dar Biblia spune, Dumnezeu va cere sângele lui din mâna mea sau din mâna ta. Când Dumnezeu va judeca, cine-i vinovat de faptul că omul acela a ajuns acolo? Da, el a ajuns acolo datorită păcatelor lui. Dar Dumnezeu spune, va cere sângele lui din mâna celui care n-a făcut nimic să-l oprească. Mesajul acesta îl trimite Dumnezeu pentru toate viacurile prin profetul Ezechiel. Cartea lui Ezechiel este una dintre cărțile profeților care l-au slujit pe Dumnezeu în perioada exilului și după exilul babilonian. Ieremia, Ezechiel, Zaharia, Hagai și Maleahi. Aceștia sunt cei cinci profeți denumiți post-exilici. Ezechiel, ca și Ieremia, a prins perioada exilului, dar spre deosebire de Ieremia, care a rămas în Ierusalim și apoi a fost târât în Egipt de niște oameni nelegiuiți, Ezechiel a fost dus în robie. A fost dus în robie în al doilea val a deportării sub Nebucadnețar. Primul val a fost în 605, când Nebucadnețar a luat o parte din tinerii de elită a lui Israel, printre care Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, și o parte din vasele casei Domnului și le-a strămutat în Babilon. În 597, în urma unor intrigi politice și a unor conspirații la care cei din conducerea regatului de sud al lui Iuda
au cochetat cu Egiptul. Nebucadnețar vine din nou și după ce înfrânge Egiptul, la întoarcere, vine iarăși peste țara lui Iuda și ia 10.000 de robi și duce în Babilon. Între cei 10.000 este și Ezechiel. El este preot. Este dus cu cei 10.000 și sunt așezați lângă râul Chebar. Acolo este colonia acestor deportați. Și acolo, Dumnezeu îi vorbește lui Ezechiel și îl cheamă la slujba de profet. Cartea lui Ezechiel se împarte în două mari părți. Ea are 48 de capitole, dar primele 24 de capitole din cartea lui Ezechiel conțin mesajele pe care Dumnezeu i le-a dat lui Ezechiel în perioada din 597 până în 586 înainte de Hristos, când practic a fost dărâmat Ierusalimul, când a căzut cetatea Ierusalimului. Și sunt mesajele din primele 24 de capitole. În partea aceea, Ezechiel are un mesaj din partea lui Dumnezeu de judecată, mesaj deosebit de aspru. Pentru că Dumnezeu îi arată toate spurcăciunile pe care le fac și preoții, și guvernatorii, și oamenii de rând, cât e de stricată și de adâncă nelegiuirea în popor. În ciuda faptului că prorocii mincinoși și conducătorii înșelați de prorocii mincinoși spuneau: Ierusalimul nu va cădea niciodată. Ierusalimul nu va fi cucerit. Ei spuneau că atâta vreme cât templul este acolo și chivotul, nu-i niciun pericol, pot să trăiască așa cum vor ei, că nu-i niciun pericol. Mai ales Ieremia ia lozinca lor cu care se apărau, când și Ieremia și Ezechiel spunea că vine peste ei mânia lui Dumnezeu și cetatea va fi distrusă. Știți care era răspunsul lor? Aveau sloganul lor cu care înfruntau prorocii adevărați al lui Dumnezeu. Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Adică, toate prorociile astea n-au nicio valoare pentru că, uitați, e templul Domnului. Și asta era nădejdea lor. Că atâta vreme cât este templul Domnului, nu li se poate întâmpla nimic. Prin urmare, robia va fi scurtă și oamenii se vor întoarce din robie și Ezechiel trebuie să le spună că nu e adevărat. Dar pentru că oamenii n-ascultă, Dumnezeu îl cheamă pe Ezechiel și spune: Ezechiel, îți voi da o slujbă specială. Am să te fac străjer. Și în capitolul 3 este prima instalare a lui Ezechiel în slujba de străjer. Dar imediat după aceea, Dumnezeu face ceva interesant. Capitolul 3, versetul 26. Îți voi lipi limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i poți mustra, că sunt o casă de îndărădnici. Dumnezeu spune: Ezechiel, te-am chemat la profeție, te-am așezat să fii proroc cu funcția de străjer, dar am să-ți lipesc limba de cerul gurii și vei rămâne mut. Și nu vei putea să le vorbești. Și toate mesajele lui Ezechiel din primele 24 de capitole sunt mesaje simbolice. E tulburătoare partea aceea. Pentru că Dumnezeu îl pune pe Ezechiel să treacă prin niște experiențe incredibil de grele, dar nu-i dă voie să spună niciun cuvânt.
În capitolul 24, Dumnezeu îi spune Ezechiel, se apropie vremea când va fi dărâmat Ierusalimul. Va veni pedeapsa cumplită a lui Dumnezeu și va fi distrusă cetatea și distrus templul și poporul va fi nimicit de sabie. Și spune Ezechiel, acum va trebui să anunți că ziua în care va cădea Ierusalimul este aproape. Și Dumnezeu spune, dar înainte de a anunța tragedia aceea, vei trece tu însuși printr-o tragedie. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, iată îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu te jălești, nici să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă sturbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbise în poporul dimineața și seara mi-a murit nevasta. Înainte de a anunța profeția teribilă a judecății lui Dumnezeu, trece el printr-o încercare grea. Și după aceea, sosește solia din Ierusalim care îl anunță că a căzut cetatea. Și se dezleagă limba. Și Dumnezeu îl cheamă pe Ezechiel la partea a doua a slujirii lui, de la capitolul 24 până la 48, în care transmite mesajul lui Dumnezeu poporului după ce a căzut Ierusalimul. Și se dezleagă limba. Poate să vorbească. În partea aceasta este capitolul 33, când Dumnezeu îi spune, fiul omului, vorbește copiilor poporului tău și spune-le, când voi aduce sabia peste vreo țară și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare și îl va pune ca străjer. Dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului. Și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri, și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu s-a ferit. De aceea sângele lui să cadă asupra lui, dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Dacă străjerul va vedea veni sabia și nu va suna din trâmbiță și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui. Dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Dumnezeu spune, Ezechiel, uită-te ce se întâmplă în cetățile vremii în care trăiești. Vreme de război, vreme de mari primejdii. Cetățile au două modalități de a se proteja. Ziduri și porți mari, care se închid când vine vrăjmașul, și străjer, veghetor. Străjer care stă pe zid și slujba lui este să se uite să vadă. Și când vede că vine primejdia, străjerul are în dotare o singură unealtă. Are o trâmbiță. Și când vede că vine primejdia, el este primul care vede primejdia. Că e pe zid, este la înălțime, este în turnul lui de veghere. Datoria lui este să sune din trâmbiță și să anunțe cetatea, oamenii din cetate, că se apropie primejdia. Oamenii pot să fie în cetate sau în afară din cetate, umblând după trebile lor, după lucrurile lor, pot să fie la câmp, pot să fie în cetate, pot să fie la o zi de sărbătoare, indiferent ce se întâmplă, omul acela care e străjer trebuie să sune din trâmbiță.
Când sună din trâmbiță, cei care sunt în afara cetății își adună rapid lucrurile sau le lasă acolo și fug în cetate să scape viața. Cei din cetate se mobilizează imediat, închid porțile și se urcă pe ziduri ca să se apere. Dar toate lucrurile acestea depind de străjer. Și spune fiul omului, imaginează-ți acum o cetate care ia un om și îl pune în slujba aceasta de străjer. El este acolo, vede venind primejdia, sună din trâmbiță. Oamenii din cetate au două posibilități. Una, aud sunetul trâmbiței și fug în cetate. Închid porțile și se pregătesc de apărare. Dacă vă auziți sunetul trâmbiței, și va suna. Dacă omul acela se va feri, își va scăpa viața. A auzit semnalul, a fugit în cetate, s-a ferit și și-a scăpat viața. Pentru că străjerul și-a făcut datoria. Dar Biblia spune, Ezechiel, e și cealaltă posibilitate. Omul acela care aude sunetul trâmbiței că vine primejdia, nu ia în seamă. Nu ia în seamă și își vede mai departe de viața lui și de drumul lui și nu dă nicio importanță la semnalul care vine de la străjer. Dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. E vinovat de moartea lui. E răspunzător de decizia lui și e vinovat de soarta pe care o are. Pentru că străjerul și-a făcut datoria. Dar este cealaltă variantă. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui. Dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Străjerul e pe ziduri. Dar are căștile în urechi și ascultă muzică. Străjerul e pe ziduri și se uită la tabletă. E ceva interesant acolo. Străjerul e pe ziduri, dar n-are chef. E plictisit. Străjerul e pe ziduri, dar nu-i convine că e acolo. Nu-i place slujba aceea. Așa că stă și se uită numai unde trebuie, nu. Și când vede că vine vrăjmașul, vine primejdia, n-au decât. Facă ce vor. Nu mă privește pe mine. Nu sună din trâmbiță. Pentru asta a fost pus acolo. Dumnezeu spune, Ezechiel, ce vor face oamenii din cetate cu omul acela? Vor număra morții. Cine-i vinovat de moartea lor? Din mâna cui cer viața celor oameni care au murit? Din mâna cui? Acelui care nu și-a făcut datoria. Acelui care a avut neglijență în serviciu, nepăsare în serviciu. El este judecat pentru toți cei care au murit pentru că n-a sunat din trâmbiță. Lucrul acesta era cunoscut în toată lumea de atunci. Și cum Dumnezeu spune Ezechiel, acum eu te iau pe tine
și te pun străjer peste popor. Ezechiel, slujba ta este să stai lângă mine. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi. Ezechiel, așa cum oamenii din cetăți pun străjer pentru ei, așa te pun eu străjer pentru toată casa lui Israel. Responsabilitatea ta, Ezechiel, este să stai lângă mine și să vezi ce văd eu. Și să auzi ce spun eu. Ezechiel, tu va trebui să vezi ce văd eu, nu ce ai vrea să vezi tu. Datoria ta este să te uiți prin ochii mei, nu prin ochii tăi. Ezechiel, urechile tale trebuie să asculte ce spun eu, nu ce ai vrea tu. Ezechiel, va trebui să stai lângă mine, să vezi ce văd eu, să auzi ce aud eu. Și Ezechiel, după aceea datoria ta este să spui casei lui Israel tot ce am zis eu. Când zic celui rău, celui stricat, celui păcătos, celui răzvrătit, celui neascultător, când zic omului care e împotrivitor lui Dumnezeu, răule, vei muri negreșit. Și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce are. Dacă Dumnezeu se uită la un om care e păcătos, răzvrătit, Ezechiel, trebuie să te uiți la omul acela cum se uită Dumnezeu. Nu te uiți la el cum se uită ceilalți oameni. Uită-te la el cum se uită Dumnezeu și uită-te la soarta lui cum o vede Dumnezeu. Ezechiel e deasupra iadului. Omul acela este deasupra iadului și va pieri. Datoria ta, Ezechiel, este să te duci să-i spui ce vede Dumnezeu și ce spune Dumnezeu. Dacă nu-i spui, Ezechiel, dacă ai văzut ce vede Dumnezeu și ai auzit ce spune Dumnezeu și nu-i spui, Ezechiel, omul acela e nelegiuit și va muri datorită nelegiuirii lui. Dar Ezechiel, tu ești vinovat. Tu ești vinovat. Voi cere sângele lui din mâna ta. Ezechiel, vei sta înaintea judecății lui Dumnezeu și omul acela a ajuns acolo datorită ție. Nu ți-ai făcut datoria. Când zic celui rău, răul vei pieri. Și tu îl vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Ezechiel, i-ai spus. I-ai spus ce vede Dumnezeu și i-ai spus ce zice Dumnezeu. Și omul acela n-a dat doi bani pe ce ai spus tu. Omul acela va muri în nelegiuirea lui, dar tu nu vei fi vinovat de moartea lui. Mântuirea sufletului aici nu are în sensul de mântuire de păcate, că am fi mântuiți prin fapte. E în sensul că nu suntem răspunzători de moartea acelui om. Ezechiel, dacă ai spus, și este o casă de îndărătnici casa lui Israel, dar datoria ta este să le spui și dacă nu ascultă și dacă ajung sub pedeapsa lui Dumnezeu, ajung acolo datorită nelegirilor lor, sângele lor cade asupra lor, dar Ezechiel, tu nu ești vinovat. Nu voi cere sângele lui din mâna ta. Acesta e mesajul pe care spune Dumnezeu lui Ezechiel. Întrebare. Este mesajul acesta valabil pentru noi în Noul Testament sau este doar pentru Vechiul Testament? Întrebare. E valabil în Noul Testament sau nu-i mai valabil? Oare chiar e valabil?
Știți că am sperat din toată inima să nu fie valabil. Am sperat din toată inima că nu-i valabil. Și am luat Scriptura să caut argumente că n-ar fi valabil. Știți de ce? Mi-ar fi mult mai ușoară slujba. Dacă n-ar fi valabil, mi-ar fi mult mai ușoară slujba. Și v-ar fi mult mai ușoară slujba și vouă. Numai că, luând Scriptura, am descoperit următorul lucru. Fiecare păstor e așezat de Dumnezeu și în slujba de străjer. Fiecare păstor are și datoria aceasta înaintea lui Dumnezeu, pe lângă toate celelalte responsabilități pastorale, de a fi și străjer. Întoarceți, vă rog, la Evrei, Epistola către Evrei, capitolul 13. Epistola către Evrei, capitolul 13. Versetul 17. Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei, vă rog să citiți, asupra cui? Asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, că și așa ceva nu va fi de niciun folos. Ce spune Epistola către Evrei este că fiecare lucrător este așezat de Dumnezeu în funcția de străjer, ca să vegheze asupra sufletelor celor care fac parte din turma lui. Și în slujba aceasta trebuie să le spună ce spune Dumnezeu și să le arate ce vede Dumnezeu. Nu ce vor ei să audă, nu ce le-ar place să vadă. Datoria este să le spui ce spune Dumnezeu și să le arăți ce vede Dumnezeu. Pentru că în felul acesta îți îndeplinești rolul de străjer asupra sufletelor. Și sună din trâmbiță. Pentru că spune Biblia, vei da socoteală. Vei da socoteală de sufletele lor. Acum, cuvântul le spune celor care aud sunetul trâmbiței, ascultați de trâmbiță când auziți. Faceți slujba străjerului ușoară. Faceți-i slujba să fie însoțită de bucurie. Știți când e bucuria? Când străjerul a sunat din trâmbiță și tot poporul se adună la adăpost sub aripile Domnului. Ca să nu facă slujba suspinând, oftând. Știți când face străjerul slujba suspinând? Când el vede ce vede Dumnezeu, aude ce spune Dumnezeu, sună din trâmbiță și poporul nici că îi pasă. Sau ia în altă direcție. Atunci îți faci slujba suspinând. Dar oare numai păstorii sunt chemați să fie străjeri? Numai păstorii trebuie să sune din trâmbiță? Fiecare credincios. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Marcu, la capitolul 16. Evanghelia după Marcu, la capitolul 16. Versetul 15 și 16. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu, va fi osândit. Domnul Iisus spune, mergeți în toată lumea, sunați din trâmbiță.
Spuneți-le oamenilor ce a spus Domnul când a sunat el din trâmbiță. Împărăția cerului este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Duceți-vă și sunați din trâmbiță să audă toți oamenii. Cine va lua în seamă, va crede și se va boteza. Va intra sub autoritatea și protecția Domnului prin credință. Va fi mântuit, dar cine nu, va fi osândit. Când a înțeles apostolul Pavel lucrul acesta, a spus, eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și a spus, vai mie, vai de mine dacă nu îmi împlinesc datoria. Poate să zică cineva, frate Paul, dar asta este ceva care a spus Domnul doar ucenicilor, apostolilor, nu-i valabil pentru noi, pentru toți ceilalți. Epistola lui Iuda. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Căutați să-i mântuiți smulgându-i din foc. Nu trece nepăsător. Nu spune, nu-i asta datoria mea, nu mă privește pe mine. E problema lui. Evrei, capitolul 10. Versetul 24. Să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să veghem unii asupra altora. Știi ce înseamnă asta? Că fiecare dintre noi are și rolul de străjer. Să vadă ce vede Dumnezeu și să audă ce spune Dumnezeu și să spună celuilalt. Asta înseamnă că fiecare dintre noi este responsabil să le spună celorlalți să sune din trâmbiță. A văzut venind primejdia, a văzut venind atacul și să sună din trâmbiță să spună ce vede Dumnezeu și ce vorbește Dumnezeu. Dar o să ziceți, și dacă nu, întoarceți, vă rog, la Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18. Apostolul Pavel este la Corint, predică Evanghelia în sinagogă și versetul 6 spune așa, fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau. Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis, sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. Le-a predicat Evanghelia iudeilor în sinagogă. Ei s-au împotrivit și îl batjocoreau. Pavel spune, de acum, eu nu mai sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu de sângele vostru. Sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt de acum liber înaintea lui Dumnezeu. V-am spus! Întoarceți la Faptele Apostolilor, capitolul 20. Și citim de la versetul 17 și apoi vom citi versetul 26. Însă din Milet Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii și când au venit la el le-a zis, știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propodiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și să vă vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Nu m-am ferit să vă spun tot ce trebuia să vă spun. Versetul 26. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Pavel spune, pot să stau înaintea lui Dumnezeu pentru că v-am spus tot ce a vrut Dumnezeu.
sunt curat de sângele vostru. Dacă nu le-ar fi spus tot. Dacă nu le-ar fi spus lucrurile acelea care nu le plac. Dacă nu le-ar fi spus lucrurile care îi deranjează. Ar fi trebuit să stea înaintea lui Dumnezeu vinovat de sângele lor. Dragilor, slujba de străjer nu este să le facă oamenilor distracție, este să le spună adevărul. Trăim într-o vreme în care, Biblia spune, în vremea din urmă, oamenii își vor da învățători după poftele lor. Își vor gâdila urechile cu lucruri care le plac lor. Se vor lepăda de credință și vor alerga după învățăturile dracilor. Dar Pavel îi spune lui Timotei, tu propădește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Tu spune-le ce zice Dumnezeu. Acum când Dumnezeu te-a așezat într-un loc, în casă, la școală, la locul de muncă între vecini, pentru toți cei care sunt în preajma ta, tu și eu suntem străjeri. Trebuie să le spunem ce spune Dumnezeu. Și dacă n-ascultă, sângele lor cade asupra lor. Dar dacă nu le-am spus, sângele lor este asupra noastră că nu le-am spus. Ideea aceasta a fost luată și așezată într-o poezie pe care n-am mai auzit-o de mult. Probabil din vremea fratelui Liviu Olah n-a mai recitat nimeni poezia aceasta. Ea se intitulează Vecinul din iad. Am fost vecini și cum se cade. Nu ne-am certat, nu ne-am bătut, nu ne-am urât. Te-ai purtat frumos. Vecin bun! Dar de ce nu mi-ai spus? Poezia aceea a luat ideea de aici, din Ezechiel, și apoi din celelalte texte din Scriptură. Intrăm acum în ultima lună a anului 2017. Care sunt oamenii care dacă ar pleca în veșnicie, ar lăsa să fie sângele lor asupra mea și asupra ta? Știți că mă înfioară lucrul acesta? Știți că mă înfioară? De ce în seara aceasta când începem lanțul de rugăciuni? Aș vrea să pun pe lista de rugăciuni oamenii care sunt în preajma mea și la care sunt dator să le spun. Și aș vrea să stric către Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere să fiu străjer după voia Ta. N-ai vrea să faci lucrul acela. N-ai vrea să înțelegi că spune apostolul în Evrei, capitolul 2. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit și ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători de o mântuire așa de mare? Știți care e răspunsul la întrebare? Cum vom scăpa? Nu există scăpare. Dacă stai nepăsător, nu este scăpare. Singura scăpare este să nu stăm nepăsători. Este una dintre marile pericole ale vremii, nepăsarea față de cei nemântuiți. N-ai vrea seara aceasta să-i spui, Doamne, dacă va trebui să stau înaintea Ta, să dau socoteală de toți cei nemântuiți care se duc spre iad. Și am știut că se duc spre iad. Dar
M-am temut, a fost incomod, am fost prins de alte lucruri. Nu le-am spus, Doamne. Ascultă cu atenție. Vom sta înaintea lui Dumnezeu. Dar mai este un aspect. Ca și păstori, suntem datori să sunăm din trâmbiță și să vă spunem de unde vine primejdia. La ora actuală, sunt câteva primejdii mari care vin asupra cetății. Îngăduiți-mi să le menționez. Una dintre primejdiile mari, amenințările mari, este ca oamenii să asculte mai mult de cultură decât de scriptură. Vreau să o pun altfel, mai pe înțelesul tuturor. E vremea în care oamenii ascultă mult mai mult de televizor și de internet decât de Biblie. E un pericol teribil. E o primejdie extraordinară pentru mintea, pentru sufletele noastre, pentru casele noastre, pentru bisericile noastre. Când faci un lucru, ce anume te influențează, Biblia sau televizorul? Când ne îmbrăcăm, când ne cumpărăm, când vorbim, când ne alegem, ce ne influențează, cuvântul lui Dumnezeu sau lumea, cu mersul ei? E o primejdie teribilă. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze. O altă primejdie teribilă este ca lucrurile materiale să fie mai importante pentru noi decât lucrurile spirituale. Deși spune Biblia, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. E primejdia să le căutăm mai întâi pe toate celelalte și dacă ne mai rămâne vreme, să le căutăm și pe cele spirituale. Știți că e vremea în care tot mai mulți oameni cad de oboseală din alergarea lor după lucruri materiale. Sta de vorbă cu cineva, fiind la Londra, m-am întâlnit nu doar cu cei din Biserica Baptistă Română de acolo, m-am întâlnit cu cunoscuți englezi pe care i-am întâlnit de-a lungul anilor și unul dintre ei mi-a spus, lucrând într-un centru financiar foarte mare, mi-a spus, nu mai am vlagă duminica să mă scol să mă duc la biserică. Sunt așa de obosit că duminica sunt ca o legumă. Și l-am întrebat, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și a zis, nu mă înțelegi. Știi, dacă lucrez acum și trag tare, o să mă promoveze și când ajung pe o funcție mai înaltă, o să am mult mai mult timp. Și am spus, câți din toată instituția unde ești ajung pe funcția înaltă? Numai unul. Sau puțini. Și am spus, nu înțelegi că ai intrat într-un malaxor și sacrifici lucrurile cerești pentru cele pământești. Dar nu se întâmplă numai la ei. Se întâmplă și la noi. Câți nu se mai pot scula duminică dimineața pentru că pică de oboseală ca legumele? De ce? Pentru că au alergat după cele duhovnicești? Lucrurile materiale au devenit mai importante decât cele spirituale. Și din pricina aceasta suntem îngropați în ele. E un pericol teribil și mă rog ca Dumnezeu să trezească biserica. Distracția este mai importantă decât dedicarea, consacrarea. Lucrurile care țin de distracție, lucrurile care țin de amuzament, de spectacol, sunt mai importante decât dedicarea pentru slava lui Dumnezeu. Demonstrăm repede că e adevărat. Uită-te sincer la tine cum se uită Dumnezeu și eu mă uit la mine cum se uită Dumnezeu.
câte ceasuri din zi le folosesc pentru distracție și câte le folosesc pentru rugăciune și pentru a le spune altora și pentru a face lucrări și fapte bune și să-mi pun viața și casa și lucrurile în rânduială duhovnicească. Cât din timp dau pentru asta și cât dau pentru cealaltă? Așa e că sunt mai importante distracțiile. Când am văzut primejdea aceasta, am luat decizia de mai multă vreme de acum, nu mă mai uit la televizor deloc. O să zici, frate Paul, dar și pe ăsta vrei să ne-l iei. Uită-te la tine cum se uită Dumnezeu. Și ascultă ce spune Dumnezeu. Pentru că tot ce este în lume, ce este? Pofta ochilor, pofta firii și lăudăroșia. Astea te alimentează. M-au întrebat studenții, bun, și cum știi atunci ce se întâmplă în lume? Foarte bine. Citești știrile pe site dimineața sau seara când am câteva minute și în câteva minute am survolat toate știrile care se întâmplă pe glob. Și mai ales să știu dacă mâine avem același ministru la învățământ ca și astăzi. Da? Dar îmi ia 5 minute. Dar uitați-vă la pericolul acesta și uitați-vă cât de repede intră la copiii, la tineri care s-ar duce la spectacole religioase. Și stau la lumini și la baterii și la zgomote și la fum și la țopăială, stau până aiurează. Cheamă-i la o seară de post și rugăciune. Plăcerile păcatului sunt mai căutate decât puritatea morală. Plăcerile de o clipă ale păcatului sunt mai atrăgătoare și prin mai mulți decât puritatea morală, dorința de a rămâne curați înaintea lui Dumnezeu. Și sunt enorm de mulți oameni murdăriți în cugetul lor. Fiul omului, te-am pus străjer. Vreți să ne facem slujba suspinând? Biserica Emanuel, v-ați bucura să ne vedeți pe noi păstorii, apăsați și suspinând pentru că este o turmă răzvrătită, lumească, prinsă de lucruri materiale, sau v-ați dori să fie bucuria lui Dumnezeu și a întregii biserici? Că ne întoarcem toți cu inima spre Domnul și spunem, Doamne, cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaște-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vom începe lanțul de rugăciune. Vin sărbătorile. Nu uita că e străjer. Sună din trâmbiță. S-ar putea să nu te asculte. Ți-ai împlinit datoria. S-ar putea să te asculte. L-ați auzit pe Lucian spunând ce a însemnat o bunică? Ce a însemnat un grup de tineri lângă care a stat? Ce a însemnat trâmbița aceea care l-a trezit în duminica aceea după masă? Ce a însemnat cântarea aceea? I-ați auzit pe alții sau ne-am auzit propriile mărturisiri? Mă rog ca Dumnezeu să ne folosească la mântuirea altora. Va veni săptămâna de evanghelizare. Ți-ai dorit să se întoarcă la Dumnezeu sute și sute de oameni? Pentru câți te vei ruga? La cât te vei duce să le spui ce spune Dumnezeu? Frumusețea textului este versetul 11. Nu doresc moartea păcătosului, ci mai degrabă întoarcerea lui. Dumnezeu dorește întoarcerea. A lui să fie slava. Amin.